Cazurile de agresiune sexuală în școli cresc de la o zi la alta. Un profesor este cercetat sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi abuzat de un adolescent. Este vorba despre un profesor de 47 de ani de agricultură la liceul Ștefan Lucian din Ștefănești. Acesta și-ar fi făcut un plan pentru a-l atrage pe un adolescent în preajma sa. Acesta nu era profesor direct copilului, iar după ce povestea a ieșit la iveală, profesorul și-a luat concediu fără plată. Adolescentul de 15 ani a înregistrat o conversație cu respectivul profesor pe 17 februarie. Tot atunci băiatul a mers la poliție alături de mama lui. Tu să-mi spui dacă te deranjează că te mai îmbrățișez sau chestii, că te alind, că îmi place părul tău, că poate te mai pup pe frunte sau chestii de genul acesta. Așa că lipici am la tine. Asta să rămână între noi, reiese din înregistrarea elevului. Profesorul l-a convins pe băiat să se întâlnească spunându-i că îl ajută să își instaleze niște programe pe calculator contra cost. Se pare totuși că scopul acestor întâlniri era cu totul altul, nici de cum pentru a-l ajuta pe elev. Mama băiatului spune că pe 17 februarie elevul a venit acasă agitat. Ulterior, în fața oamenilor legii, femeia a auzit cum băiatul povestea că la fiecare întâlnire profesorul îl atingea, îi mirosea părul sau ar putea merge la mol să facă nebunii. Îi lua mâna și se mângâia pe fund, îl mângâia pe piept, oribil, povestea mama copilului. În momentul în care a început ancheta, cei de la protecția copilului au început și consilierea psihologică a elevului, fiind speriată de ceea ce a pățit copii Copilul nu mai voia să iasă din casă. După mai multe ședințe cu un psiholog, copilul a reușit să se poată întoarce la școală. Momentan, Comisia de Etică a Școlii nu poate analiza acuzațiile aduse, fiindcă profesorul și-a luat concediu fără plată. Momentan, bărbatul a fost plasat sub control judiciar. El a decis să își prelungească concediul fără plată până în luna iulie.